Leul moldovenesc se apreciază în raport cu moneda unică europeană. Banca Națională a stabilit pentru miercuri 28 iulie un curs de 21 de lei și 21 de bani pentru un euro, cu 7 bani mai puțin decât ieri. Dolarul american pierde 5 bani și e cotat azi la 17 lei și 99 de bani. Și leul românesc scade cu un ban și ajunge să coste 4 lei și 31 de bani. Hrivna ucraineană și rubla rusească rămân la aceleași valori de 66 și respectiv 24 de bani.